De genul. La mulți ani, Adela mea dragă și frumoasă, să fii sănătoasă, fericită, să te bucuri de Alexandru al tău, ce frumos. Îți mulțumim pentru că ne-ai unit. Și pentru tot ceea ce faci pentru noi, pentru că mereu ne-a dus zâmbetul pe buze, ne inspiri și ne oferi mereu câte o bucățică de bucurie în fiecare zi. Pe urmărind la vorbește lumea cu drag și face drăbă minunată. Ce să spun eu, suntem mereu alături de tine și știi asta. Te iubim și te pupăm. La mulți ani! La mulți ani, la mulți ani, la mulți ani! Te pup! Și abia aștept să ne revedem, bineînțeles. Fiecare an ne gândim ce ar mai putea să cuprindă filmulețul tradițional de ziua ta, iar anul ăsta am ales ca Alexandru să fie cireșica filmulețului, cireșica de pe tot, pentru că el este minunea care a apărut în viața ta, în viața lui Radu, în viața voastră, minunea care te-a făcut mămică, care ți-a oferit o strălucire aparte, a oferit un punct în plus în viața ta. Și crede-mă să observ foarte tare că ești fericită și că meriți titlul ăsta la Vorbește Lumea, unde te urmărim și ne place tare mult de tine acolo. Pentru că este vineri, adică ieri, este ziua internațională a zâmbetelor și eu o să te rog să îți păstrezi întotdeauna zâmbetul pe buze, pentru că ai cu adevărat motive să fii fericită. Ai o familie frumoasă, o carieră la fel de frumoasă și ai în jurul tău persoane care te admiră și te apreciază pentru ceea ce ești. Nu știu dacă se observă, dar eu de fiecare dată sunt emoționată când trebuie să pregătesc ceva sau pur și simplu de fiecare dată când un lucru are legătură cu tine. Iar asta mă ajută să-mi dau seama de influența frumoasă pe care o ai în viața mea și nu pot decât să-ți mulțumesc. A trecut aproape un an de când, în sfârșit, te-am întâlnit și eu. Să știi că mi-e foarte dor de tine și îți mulțumesc pentru că ai stat cu mine câteva momente. Te pup, te îmbrățișez și să știi că te iubim. La mulți ani! Iar de data asta sunt prefixul. Eu nu știu când au trecut 12 sau 13 ani de când te admir, de când te-am ales pe tine să fii model. Astăzi tot ce pot să-ți urez este să cât mai mult de Alexandru, de minunea care a apărut în viața voastră. Fericitează-l de el. Să vă bucurez la fiecare năzbâtie pe care o faci, la fiecare pas înainte spre dezvoltarea lui. Iată că mai trecut un an, probabil cel mai special an din viața ta. Un an în care ți-a fost dăruit cel mai frumos, cel mai drag, cel mai dulce omuleț pe care îl poate avea în general o femeie, și anume copilașul tău. Probabil ești mai mult decât împlinită, mai mult decât fericită și acesta este de fapt și
sensul vieții tale, stimulul tău, sursa ta de energie, de bucurie și nu, nu ne rămâne decât să ne bucurăm alături de tine, să trăim fiecare clipă prin prisma propriului nostru suflet și întotdeauna să te avem la fel de aproape sufletului nostru. La mulți, mulți ani, să fii în continuare sănătoasă, fericită, împlinită, așa cum am mai spus, să te bucuri de tot ceea ce ai, de tot ceea ce primești, de tot ceea ce realizezi, să ai o satisfacție în tot ceea ce faci zi de zi, să te vedem la fel de veselă, la fel de dulce, la fel de caldă, la fel de plină de energie pozitivă și generatoare de niște emoții imposibile de scris pe care doar tu știi să le redai într-un mod unic. Să fii sănătoasă, să te bucuri de tot ceea ce ai și să nu uiți nicio clipă că există nenumărate persoane care țin la tine, care te iubesc și care te susțin pentru toate. Noi te pupăm, îți dorim la mulți anișori și să fii fericită. Alături de toate minunile tale. La mulți ani! Mulți ani! A mai trecut un an și uite că anul acesta faci acest pas, această trecere, cred că mult mai împlinită, mult mai bucuroasă, așa cum meriți, bineînțeles. Avându-l pe bebe Alexandru, fiind o mămică de excepție, cu siguranță, avându-l și pe Radu aproape și, bineînțeles, avându-ne și pe noi, care încercăm și în acest an să-ți facem o mică urare, așa, ceva special. Din suflet îți urez și anul acesta și îți doresc numai fericire, numai bucurii, multe, multe reușite în continuare, pentru că mereu ne surprinzi plăcut și mereu dai dovadă de multă eleganță, de frumusețe, de gingășie, multă sănătate și numai lucruri frumoase să te întâmpine mereu, pentru că așa, nu știu, așa meriți tu, Adela noastră. La mulți ani și mulți, mulți, mulți pupici! Astăzi tot ce pot să-ți trăiesc este să te pup pe băiețelul tău. Să... Uite că a mai trecut un an, iar de data asta... Cred că am mai trecut un an de când... Cred că am mai trecut un an, iar de data asta am scris. M-am încurcat din nou. V-am zic altceva. La mulți ani, de. Te iubim și îți mulțumim pentru tot ceea ce faci pentru noi. Aole, în ce vă vorbește lumea. Să continui să faci lucruri frumoase, noi vom fi mereu alături de tine. Nu, mă bâlbâi, mă bâlbâi, mă bâlbâi, nu! Sănătoasă, fericită. Îți doresc să ai parte de... Ce nu pot să formulez frumos din prima niciodată? De ce? Of, emoțiile.